Mă aflu într-o sală mică de clasă dintr-o școală veche care a fost construită cu mult timp în urmă la începutul istoriei Statelor Unite ale Americii. Odinioară copiii veneau în acest loc și studiau cu toți împreună, chiar dacă erau de diferite vârste. Într-adevăr se întâmpla asta într-un moment special al Statelor Unite. Iar lucrul acesta mi amintește de o altă școală. O școală la fel de micuță, dintr-un loc nensemnat din Irlanda, pe nume Kells. Acolo în Kells, Dumnezeu a trimis o trezire spirituală și totul a început într-o școală micuță ca aceasta. În acea școală erau doi bărbați care își doreau să înceapă acolo un studiu biblic, dar nimeni nu era interesat. Așa că au început să se roage. Ei s-au rugat pentru o trezire spirituală și în timp ce căutau fața Domnului, Duhul Său a început să lucreze și să se reverse peste insulele britanice și astfel a avut loc un seceriș bogat cu mii de oameni care au ajuns să-l cunoască pe Hristos. Charles Spurgeon, marele predicator londonez, chiar a afirmat că anul acela a avut loc unul din cele mai mari secerișuri spirituale din insulele britanice. Dumnezeu a lucrat într-un mod uimitor pentru că doi oameni s-au rugat într-o școală micuță dintr-un sad nensemnat. Poate vă întrebați de ce v-am împărtășit lucrurile acestea. Biblia spune în Zaharia 4:10: Cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Ei bine, deseori Dumnezeu alege să lucreze prin lucrurile cele mai slabe, prin comunități mici și oameni însemnați sau sate uitate de lume. El hotărăște de cele mai multe ori să lucreze. Așa cum spune cuvântul în 2 Cronici 16:9, Domnul își întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijine pe aceea a căror inimă este întreaga lui. Deci nu trebuie neapărat să te afli într-un oraș mare sau în vreun micuț ca să fii folosit de Dumnezeu. El caută oameni cu inimă dedicați pe deplin Domnului care se roagă pentru trezire. El va asculta rugăciunile sfinților săi așa, dar nu disprețui ziua începuturilor slabe. De atâtea ori au diversi oameni spunând, Ei bine cine sunt eu, sunt un nimeni care locuiește într-un loc nesemnat și nu mă aflu într-un loc strategic pentru a fi folosit de Dumnezeu. Vedeți voi, nici satul acela micuț Schelz nu se afla într-o poziție strategică. Dar acolo Dumnezeu a adus o trezire care s-a răspândit pe tot teritoriul insulelor britanice. Dumnezeu a lucrat acolo și s-a folosit de acel loc nesemnat. Așa că nu disprețui ziua începuturilor slabe. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți umple inima. Pentru că El este un Dumnezeu mare. El poate să ia lucrurile mici și să le dea o importanță mare. De aceea, te rog, nu disprețui ziua începuturilor slabe. Caută-l pe Domnul, cu toată inima ta.